În curând noi vom pleca, o ce fericită zi va fi, toți un cântec îi vom cânta, câine ne vom reîntâlni. Vine ziua minunată, toți vom părăsi pământul, aleluia! I se cântă când ne vom reîntâlni. Vine ziua minunată, toți vom părăsi pământul, aleluia! I se cântă când ne vom reîntâlni. Ia! Jetzt ist gar nicht. Ich kann nicht jetzt. Warte noch ein bisschen. Vreau la Iisus să mă duc, o ce fericită zi va fi, în brațe să mă arunc, că-i ne vom reîntâlni. Vine ziua minunată, toți vom părăsi pământul, aleluia, i se cântă când ne vom reîntâlni. Vine ziua minunată, toți vom părăsi pământul, aleluia, i se cântă când ne vom reîntâlni. Slavă lui Dumnezeu! Frați și surori și iubiți, și iubiți prieteni, doresc din nou ca Dumnezeu Atotputernicul să vă binecuvinteze pe fiecare dintre voi care ați ales să fiți împreună cu mine la acest live. Doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vă fie dată din belșug, vouă și caselor voastre. Doresc ca pacea lui Hristos să ne fie dată tuturor și mesajul pe care vreau să-l transmit să fie un mesaj binecuvântat pentru noi toți, să învățăm din ceea ce Dumnezeu a vorbit lui Israel. Israel a fost poporul ales de Dumnezeu. Israel a fost poporul iubit de Dumnezeu. Israel a fost poporul pentru care Domnul a făcut mari minuni în țara Egiptului. Egiptenii au ținut sclavi, au ținut robi în țara lor, dar Domnul Dumnezeu Atotputernicul a făcut mari minuni ca să-i scoată de sub sclavia lui Faraon, să-i ducă într-o țară mai bună în care curge lapte și mere. Dumnezeul Atotputernic este un Dumnezeu bun, un Dumnezeu drept și Dumnezeu a vorbit poporului Israel și noi putem să învățăm acum din ceea ce Dumnezeu a vorbit și a transmis poporului acestuia. Putem să învățăm să nu facem ca ei. Au făcut unele lucruri care Domnului nu-i plăcea și noi putem să învățăm de la ei să nu facem și noi ca și ei să-L supărăm pe Domnul. Vom vedea în această zi lucrurile pe care le făceau și care îl întristau sau îl supărau sau îl mâniau pe Domnul. Mai întâi de toate zic, fiți binecuvântați de Domnul, Dumnezeu Atotputernic. Iată ce zice în cartea lui Ieremia, capitolul 8, cu versetul 8 spune: Spune-le, zice Domnul, spune-le, așa vorbește Domnul. Deci dacă suntem atenți la cuvântul citit, putem să înțelegem că Domnul a vorbit. Și Domnul zice, spune-le, așa vorbește Domnul. Ce zice Domnul? Cine cade și nu se mai scoală? Adică cine cade la pământ și nu se ridică de jos? Sau cine se abate fără să se întoarcă iarăși? Sau cine se abate de pe cale fără să se întoarcă înapoi dacă s-a pierdut sau a mers într-o direcție greșită? Pentru ce dar poporul acesta al Ierusalimului se lasă dus în necurmate rătăciri? Ce făcea poporul Ierusalimului? Se lăsa dus
înecurmate rătăciri. Și Domnul spune, pentru ce dar poporul acesta al Ierusalimului să lasă dus înecurmate rătăciri, stăruiește în înșelătorie și nu vrea să se întoarcă la Dumnezeu? Vă dați seama, era un popor ales de Dumnezeu, era un popor iubit de Dumnezeu, era un popor la care Dumnezeu a trimis pe robul său Moise. Apoi după Moise a urmat Iosua, apoi pe parcursul vieții Samuel, așa Eremia, Daniel, așa și toți cei care au fost trimiși de Dumnezeu pentru poporul Israel. Dar poporul Israel nu păzea în totalitate legile și poruncile lui Dumnezeu. Poporul Israel n-asculta în totalitate de porunca Domnului. Și Domnul spune, pentru ce dar poporul acesta al Ierusalimului să lasă dus nenumărate rătăciri, să lasă dus în rătăcire, stăruiește în înșelătorie și nu vrea să se întoarcă la Dumnezeu? Pentru ce dar? Vă dați seama? Deci Domnul vorbea, căci eu sunt cu luarea minte și aud că ei nu vorbesc cum ar trebui, zice Domnul. Eu sunt cu luarea minte la ce spun ei. Eu sunt cu luarea minte la tot ce fac ei. Eu sunt cu luarea minte, zice Domnul, pentru că Domnul este Dumnezeu. Căci eu sunt cu luarea minte și aud că ei nu vorbesc cum ar trebui. Nici unul nu se căiește de răutatea lui și nu zice ce am făcut. Și toți își încep din nou alergarea ca un cal care se aruncă la luptă. Vă dați seama, toți păcătuiau, toți făceau ce este rău înaintea lui Dumnezeu, toți trăiau în enumărate rătăciri și nimeni nu se întorcea la Dumnezeu cu căință, cu pocăință, cu părere de rău. Căci eu sunt cu luarea minte și aud că ei nu vorbesc cum ar trebui, zice Domnul. Niciunul nu se căiește de răutatea lui. Vă dați seama, la nimeni nu-i părea rău de ceea ce făcea. Nimeni nu venea înaintea lui Dumnezeu să zică, îmi pare rău de păcatele mele, îmi pare rău de fără de legile mele, Doamne, îmi pare rău că te-am supărat prin gândirea mea, prin vorbirea mea, prin faptele mele, prin gesturile mele, îmi pare rău că m-am abătut de la tine și calea ta. Nimeni nu venea să se căiască înaintea Domnului, ci toți își încep din nou alergarea ca un cal care se aruncă în luptă, adică toți o iau de la început, toți fac din nou păcatele care le făceau înainte. Biblia spune, chiar și cocorstârcu, zice Domnul, își cunoaște vremea pe ceruri, turturiaua, rândunica și cocorul, își păzește vremea venirii lor. Dar atenție, dar poporul meu nu cunoaște legea Domnului. Vă dați seama, Domnul spunea că păsările cerului cunosc vremea lor, vremea când ei trebuie să plece din țările în care este frig, să meargă în țările care sunt calde, în țările călduroase. Dar poporul meu, zice Domnul, nu cunoaște legea Domnului. Poporul Israel, care primise legile lui Dumnezeu prin Moise și prin toți prorocii și prin toți trimișii lui Dumnezeu, prin care primise cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Poporul Israel nu păzea legea Dumnezeului celui prea înalt, nu trăia după cum era rânduit în legea lui Moise, în vechime. Vă dați seama, dar întrebarea se pune pentru noi astăzi, care suntem în har, care suntem de la Hristos încoace, păzim noi poruncile lui Dumnezeu, păzim noi poruncile lui Hristos, trăim noi în ascultare de Hristos sau facem și noi ca și poporul Israel care ne socotea pe
Domnul și trăiam păcat. Pentru că Hristos însuși a spus, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui, zice Domnul. Deci Hristos Mântuitorul dorește ca noi să păzim poruncile Lui. Și poruncile Lui le găsim în cartea lui Matei, Marcu, Luca și Ioan. Acolo găsim poruncile Mântuitorului. În toate cele patru evanghelii, Domnul zice, cine mă iubește, păzește poruncile mele. Și tot El zice, cine nu mă iubește, nu păzește poruncile mele. Și la fel se face vinovat ca și poporul Israel din vechime înaintea celui preanalt, care îl nesocotea pe Domnul și stăruia în necurmate rătăciri și în înșelăciorie și trăia în păcat. Vă dați seama ce spune cuvântul Domnului. Este un cuvânt minunat de la care ar trebui să învățăm. Apoi, cuvântul Domnului spune mai departe, fiecare să se păzească de prietenul lui și să nu se încreadă în niciunul din frații săi. Cum adică, Doamne, să mă păzesc de prietenul meu și să n-am încredere în niciunul din frații mei? Dumnezeu prin profetul Ieremia zice, da, fiecare să se păzească de prietenul lui și să nu se încreadă în niciunul, zice Biblia, să nu se încreadă în niciunul din frații săi, căci orice frate, atenție, căci orice frate caută să înșele și orice prieten umblă cu bârfel. De aceea ne spune Biblia fiecare să se păzească de prietenul lui și să se păzească de frații lui. Pentru că orice frate, zice Biblia, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, caută să înșele și orice prieten umblă cu bârfel. Adică frații caută să înșele, adică prietenii umblă cu bârfel. Da, le dai un cuvânt, le spui ceva și imediat află toată lumea ceea ce tu le-ai spus. Probabil că tu n-ai vrut să audă toată lumea ceea ce tu i-ai spus prietenului tău, dar prietenul tău nu poate să-ți țină gura, nu poate să-ți țină limba. Și cum s-a întâlnit cu alt prieten de-a lui, zice, băi, m-am întâlnit cu Costi sau cu Gheorghiță, băi, să vezi ce mi-a spus prietenul meu, băi, mi-a spus asta, mi-a spus aia, mi-a spus aia. Deja el a dat mai departe despre tine, se întâlnește și celălaltul la vremea lui cu altul, băi, am auzit de cutare și cutare, băi, să vezi ce a făcut, i-a spus lui Gheorghiță sau lui Costică, i-a spus Mitica, așa și așa mai departe, și așa se duce vestea mai departe despre ceea ce tu ai spus. De aceea Biblia spune, niciunul să nu se încreadă în prietenul său și nici măcar în fratele său. Repet, fiecare să se păzească de prietenul lui și să nu se încreadă în niciunul din frații săi, căci orice frate caută să înșele și orice prieten umblă cu bârfel. Aceste cuvinte au fost adresate poporului Israel, poporului lui Dumnezeu, dar dragi creștini de pretutindeni, mai este valabil și pentru noi astăzi? Aceste cuvinte care au fost puse de Dumnezeu prin profetul Ieremia poporului său, mai este valabil? Cu siguranță că da, că trebuie să fim foarte atenți. Cui dăm un mesaj? Cui vrem să spunem ceva? Pentru că omul este tot om. Biblia spune, blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul. A te încrede în om, Biblia spune, că a fi și blestemat, pentru că te încrezi într-un om muritor și nu te încrezi în Domnul Dumnezeul tău, care poate să te binecuvintezi. Se trag pe sfoară unii pe alții
și nu spun adevărul, își deprind limba să mintă și să trudesc să facă răul. Iată ce vedea Dumnezeu în poporul său Israel. Vedea că înșală, vedea că minte, vedea că se trag pe sfoară unii pe alții, vedea că nu spune adevărul unul altora, își deprind limba la minciună și se trudesc să facă răul. Asta vedea Domnul în poporul său Israel. Și poporul său Israel, în situația în care era, credea că este bine și se duceau la templu și se închinau lui Dumnezeu și ziceau: acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Și Domnul i-a zis: nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare, care nu slujesc la nimic, zicând: templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, căci numai dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, zice Domnul. Dar iată că voi vă răniți cu nădejdi înșelătoare, cum furați, ucide, jura strâmb, aduce stămâie lui Bal, mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți. Și apoi veni să vă înfățișați în casa aceasta peste care este chemat în numele meu și să ziceți: suntem izbăviți, este casa aceasta peste care este chemat în numele meu o peștere de tâlhari? Eu însă văd lucrul acesta, zice Domnul. Vă dați seama, Israel credea că e bine așa. Israel credea că e cu Domnul și Domnul îi vedea ca pe o peșteră de tâlhari, pentru că ei alegeau să facă răul, se tregeau pe sfoară unii pe alții și nu spuneau adevărul, își deprindea limba la minciună și se trudeau să facă răul. Dumnezeu Atotputernicul a spus aceste cuvinte prin profetul Eremia: locuința ta este în mijlocul fățărniciei și de fățarnici sunt. Atenție! Nu vor să mă cunoască, zice Domnul. Cum, Doamne, poporul tău Israel, poporul ales de tine, poporul pentru care ai făcut așa de multe minuni în țara Egiptului și în pustie, nu vrea să te cunoască, nu vrea să știe de tine? Da! Poporul acesta încăpățânat, care a scăpat de sub robia lui Faraon, dar a intrat în robia păcatului, sub stăpânirea și domnia lui Satan. Poporul acesta, zice Domnul, că nu vrea să mă cunoască, zice Domnul. De aceea aleargă să facă lucruri care nu-i sunt plăcute Domnului. Vă dați seama, locuința ta este în mijlocul fățărniciei și de fățarnice sunt, nu vor să mă cunoască, zice Domnul. Cine, Doamne? Israel. Israel care se numește Țara Sfântă. Israel, poporul ales. Dragii mei, ce putem să învățăm din acest text până în prezent? Putem să învățăm să nu fim la fel ca Israel, să nu facem aceleași greșeli ca și ei, căci dacă și noi facem greșelile pe care le-au făcut ei, nici noi Domnul nu-și va găsi plăcerea. Dacă și noi... dacă și noi ne tragem pe sfoară unii pe alții, dacă și noi ne mințim unii pe alții, dacă și noi ne trudim să facem rău unii la alții, dacă și noi ne bârfim, ne urâm, ne clevetim, dacă și noi facem răul, Domnul nu-și găsește plăcerea în noi, ca de altfel în poporul Israel. Dumnezeu își găsește în plăcerea în oamenii temători de El, în oamenii sfinți, în oamenii neprihăniți, în oamenii care ascultă de legile și poruncile Lui, în oamenii care ia seama la cuvântul Domnului și trăiesc pentru regele. Biblia spune mai departe: de aceea așa vorbește Domnul oștirilor, iată-i voi topi în cuptor și voi încerca, căci cum aș putea să mă port astfel cu fiica poporului meu? De aceea, zice Domnul, îi voi pedepsi, îi voi băga în cuptor și voi încerca, îi voi topi, zice Domnul. Vă dați seama,
Dragii mei, păcatul atrage mânia lui Dumnezeu asupra noastră. Exact cum scrie la Romani în capitolul 1 cu versetul 18 începând, mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Și păcatul ațâță mânia lui Dumnezeu împotriva celui care săvârșește păcatul. Păcatul miroase greu înaintea lui Dumnezeu. Păcatul îl întristează pe Duhul Sfânt. Păcatul ne desparte de Creatorul. Păcatul îi dă drept lui Satana să ne ia sub controlul său, să ne controleze. Păcatul, odată săvârșit, duce la moarte. Plata păcatului este moartea, zice Scriptura. Și sufletul care păcătuiește, acela va muri, zice Scriptura. Dragii mei, trebuie să fugim de păcat exact cum ai fugi de cel mai periculos lucru din această lume care te poate înspăimânta și te poate înfrica. La fel, trebuie să fugim de păcat. Păcatul vine ambalat frumos la noi. Nu vine cu o față urâtă în așa fel încât să putem să fim gata să-l respingem. Din contră, păcatul ne atrage, ne momește, pentru că vine cu ceva plăceri și pofte, frumos ambalat. Dar acolo este moartea. Acolo este moartea în păcatul acela care, cu care vine Satana să te facă să te depărtezi de Dumnezeu. De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor, iată-i voi topi în cuptor, zice Domnul. Vă dați seama? O, Doamne, căci cum aș putea să mă port astfel cu fica poporului meu? Cum aș putea? Dacă fica poporului meu, dacă poporul meu Israel n-ascultă de glasul meu, cum aș putea să mă comport sau să mă port cu el? Cum? Limba lor este o săgeată ucigătoare. Cum este limba? O săgeată ucigătoare. Nu spun decât minciuni, zice Domnul. Cu gura vorbesc aproape lor de pace și în fundul inimii lor îi întind curse. Vă dați seama, Dumnezeu vedea asta în Israel, în poporul său, și Dumnezeu spunea că unii din Israel aveau limba ca o săgeată ucigătoare. Limba lor este ca o săgeată ucigătoare și nu spun decât minciuni, zice Domnul. Nu spune adevărul și numai minciuni. Vă dați seama, cu gura vorbesc aproape lui lor de pace și în fundul inimii îi întind cursă. Adică zice, pacea Domnului, fratele meu, pacea Domnului, sora mea, Dumnezeu să te binecuvinteze, dar în inimă îi întinde curse. Omul nu vede, omul care suntem noi și omul pe care îl saluți, el nu vede cu ce inimă îl saluți, el crede că îl saluți cu toată inima și din dragoste pentru că e fratele tău și zice, pacea Domnului, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dar Domnul se uită în adâncul inimii și vede că acela care a zis pacea Domnului îi întinde curse în inimă și lucrul acesta nu place Domnului. Dragii mei, ce vrea Dumnezeu de la noi? Vrea să fim sinceri. Vrea atunci când spunem pace să fie pace, vrea ca în fundul inimii noastre să nu întindem curse nimănui, să-L iubim pe aproapele nostru așa cum ne-a învățat El ca pe noi înșine. Căci omul cu care vorbești nu-ți cunoaște inima și gândurile, dar Dumnezeu care judecă și gândurile și inima și judecă omul după faptele lui, cunoaște totul despre fiecare dintre noi.
Cum le este limba? Limba lor este o săgeată ucigătoare. Deci limba lor e ca o săgeată pusă într-un arc și care țintește la țintă, îi dă drumul și se duce într-o persoană, îl rănește sau îl ucide chiar, dacă lovește în inimă sau în cap. Așa este și limba. Așa este și limba când îi spui aproape lui tău: prostule, nebunule, nesimțitule, măgarule, derbedeule, nerocitule și așa mai departe. Cuvintele tale poate să fie ca o sabie care pătrunde, care zdrobește, care lovește sau ca săgeata aceasta care ucide. De aceea, frați și surori, trebuie să fim foarte atenți ce vorbim cu gura, că Domnul vede, Domnul aude, Domnul judecă, Domnul ia seama la toate acestea. Pe oameni nu îi putem păcăli și ne putem păcăli chiar și pe noi înșine, ne putem înșela. Putem să credem despre noi că suntem oamenii lui Dumnezeu, că în starea în care suntem, suntem bine, că într-o zi când vom pleca din această lume, ne vom duce în Țara Sfântă, în Raiul lui Dumnezeu. Ne putem auto-înșela și totuși să trăim în rătăcire, ca și poporul Israel despre care am vorbit în această zi, care trăia în păcat, pe care Domnul l-a mustrat și pe care Domnul l-a numit o peșteră de tâlhar. Ei mergeau la templu și spuneau: templul Domnului, templul Domnului, și Domnul i-a zis: sunteți o peșteră de tâlhari, zice Domnul. De aceea, frați și surori, și iubiții mei ascultători, trebuie să fim foarte, foarte atenți. Cum trăim pocăința? Trebuie să ne verificăm din Scripturi, să vedem dacă suntem cu Domnul sau nu suntem cu Domnul. Să nu-i pedepsesc eu pentru aceste lucruri, zice Domnul, să nu mă răzbun eu pe un asemenea popor. Iată ce zice Domnul: să nu-i pedepsesc eu pentru toate acestea, zice Domnul, pentru toate lucrurile rele care le-au făcut. Vă dați seama, e îngrozitor. Să nu-i pedepsesc eu pentru aceste lucruri, zice Domnul, să nu mă răzbun eu pe un asemenea popor din pricina la ceea ce ei fac, zice Domnul. Voi ce ziceți? Dar de ce, Doamne? De ce să te răzbun pe poporul acesta? De ce să-l pedepsești în felul acesta? De ce să le faci rău poporul acestuia? Domnul zice: pentru că au părăsit legea mea pe care l-o pusesem înainte, pentru că n-au ascultat de glasul meu și nu l-au urmat, pentru aceasta. Pentru ce, Doamne? Pentru că au părăsit legea mea pe care l-o pusesem înainte, pentru că n-au ascultat de glasul meu și nu l-au urmat, zice Domnul. Vedeți? Pentru aceasta Domnul a vrut să pedepsească poporul, că poporul n-a ascultat de legea Domnului. Poporul Domnului n-a ascultat de poruncile lui Dumnezeu și au făcut ce este rău înaintea celui atotputernic. Doamne, și din pricina aceasta, ce li se va întâmpla acestor ființe? Așa vorbește Domnul. Ce, Doamne? Trupurile lor moarte, trupurile moarte ale oamenilor vor cădea ca gunoiul pe câmp, cum cade înapoi a secerătorului un snop pe care nu strânge nimeni. Adică Domnul va lovi cu moartea pe toți aceia care săvârșesc fără de legea. Vă dați seama cum îi pedepsea Dumnezeu pe cei din vechime, din Vechiul Testament, pentru păcatul lor? Dragii mei, astăzi avem la Tatăl un mare mijlocitor, pe Iisus Hristos cel din Nazaret, pe Iisus Hristos cel binecuvântat.
care stă între noi și Dumnezeu și mijlocește atunci când ne ducem înaintea Creatorului nostru. Vreau să vă spun că din pricina multor noastre păcate și noi meritam să fim pedepsiți ca Israel de altă dată și meritam să fim dați morții și meritam să nu mai fim pe acest pământ. Dar Hristos, care a murit pentru noi pe crucea din dealul Golgota, pentru că este mare preot, pentru că stă la dreapta lui Dumnezeu, Hristos mijlocește la Tatăl Său pentru noi, spunându-i: Tată, pentru El am murit, pentru El am suferit, Tată, în locul Lui am plătit, pentru El mi-am dat viața, uite-te la mâinile și picioarele mele și la capul meu străpuns de spini, Tată, pentru El m-am jertfit, Tată, iartă-L, altfel mânia lui Dumnezeu s-a răsfrânge asupra ta, așa cum s-a răsfrâng altădată peste Israel. Dar din pricina că la dreapta sa este marele preot Fiul lui Dumnezeu, care s-a înălțat la cer după 40 de zile și pentru că te iubește și a murit în locul tău, El mijlocește și Dumnezeu ascultă rugăciunea sau ascultă glasul Fiului Său. Și pentru că Fiul mijlocește, Dumnezeu îți dă iertarea sa. Dumnezeu îți întinde mâna sa. Și acum Dumnezeu vine și zice: așa vorbește Domnul. Să vedem ce ne vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui. Cel tare să nu se laude cu tăria lui. Bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Dar cu ce să ne lăudăm, Doamne? Să nu se laude cu avuția Lui, cu bogăția Lui, cu înțelepciunea Lui? Cu ce să se laude? Ci cel ce se laudă, să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în aceasta găsesc plăcere eu, zice Domnul, mărire Lui! Mărire lui Dumnezeu, mărire lui Dumnezeu, repet, așa vorbește Domnul, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în aceasta găsesc plăcere eu, zice Domnul, mărire Domnului. Minunat, frumos, slavă lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu că El face milă, judecată și dreptate pe pământ. Cu aceasta să ne lăudăm, că Biblia spune că Domnul a zis că în aceasta găsesc plăcere eu, zice Domnul. Îți dai seama? Cel înțelept să nu se laude cu înțelepciunea lui. Cel tare să nu se laude cu tăria lui, cu puterea lui. Și cel bogat să nu se laude cu bogăția lui, să spună cât avere, câtă casă, câte mașini, câți bani, să nu se dea mare. Și să zică, să se laude că este priceput sau înțelept, așa că are pricepere și că cunoaște pe Domnul, care face milă, judecată și dreptate pe pământ. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Vă dați seama, dragi frați și surori, poporul acesta, Israel, care a săvârșit astfel de păcate înaintea celui preanalt, nu-l avea pe Mântuitorul atunci în vremea lor ca mare preot care stătea la dreapta lui Dumnezeu să mijlocească pentru ei atunci când ei au greșit, au păcătuit. Ei aveau mari preoți, aveau preoți de pe pământ care veneau și aduceau înaintea lui Dumnezeu jertfe pe care Dumnezeu le rânduise, pe care îi spusese lui Moise să le aducă poporul pentru păcatul lor. Aduceau jertfă din oi, din miei, din boi,
așa mai departe, din porumbei pentru păcatele și fără de legile lor. Dar vreau să vă spun că mai mare decât oricare alt preot care a existat vreodată în lumea noastră sau în țara lui Israel, avem la Tatăl cel mai mare dintre toți preoții care a existat vreodată în această lume. Acest mare preot, mai înainte ca el să fie preot, și-a dat viața pentru noi. S-a adus ca jertfă pentru păcatele noastre. S-a adus ca jertfă pentru fărădelegile noastre și prin sângele lui. Noi suntem curați, noi suntem spălați, noi suntem răscumpărați. Biblia ne spune că acest mare preot, care este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt, șa de la dreapta lui Dumnezeu. Și Biblia spune copilașilor, vă scriu aceste lucruri, zicea Ioan, ca voi să nu păcătuiți. De ce să nu păcătuim? Păcatul îl întristează pe Duhul Sfânt. Păcatul îl întristează pe Dumnezeu. În fine, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca voi să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, zice cuvântul lui Dumnezeu. Vă dați seama, Hristos a jertfit pentru noi. Hristos a murit pe cruce pentru noi. Și acum cuvântul Domnului vine și ne spune și ne strigă prin Isaia și ne zice, spălați-vă deci și curățiți-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul, zice Domnul. Deci luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Păi cum să facem? Mărturisește-ți păcatul Domnului. Oricum El știe că ai păcătuit. Du-te cu căință și pocăință înaintea Lui. Ia dinaintea Lui faptele rele pe care le-ai făcut. Spălați-vă deci și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, zice Domnul. Învățați-vă să faceți binele și nu mai faceți răul. Căutați dreptatea, zice Domnul, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Iată lucrurile plăcute lui Dumnezeu. Iată lucrurile pe care Dumnezeu le cerea poporului său și pe care le cere și nouă, pentru că în acestea își găsește Domnul plăcerea. Ce să facem, Doamne? Ce să facem ca noi să fim pe plac? Ce să facem, Doamne, ca noi să fim așa cum vrei și Tu să-ți găsești plăcerea în noi? Domnul zice, învățați-vă să faceți binele. Asta să faceți și să nu mai faceți răul. Căutați dreptatea și nu fiți nedrepți. Întotdeauna fiți drepți. Ocrotiți pe cel asuprit. Nu fiți rău cu cel care este asuprit. Faceți dreptate orfanului. Apărați pe văduvă. Faceți dreptate orfanului și atunci când e nevoie, bagă mâna buzunarul tău și dă-i din ceea ce este al tău, căci Dumnezeu este Tatăl orfanilor și ocrotitorul văduvilor. Faceți dreptate orfanului și apărați pe văduvă, zice Domnul, în aceasta își găsește plăcerea Domnul. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cărămizul, se vor face albă ca zăpada și de vor fi ca purpura, se vor face ca lână, zice Domnul. Vă dați seama, veniți să ne judecăm, veniți înaintea mea, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre, zice Domnul, așa cum e cărămizul, se vor face albe ca zăpada.
coada, pentru că Domnul are putere să facă lucrurile acestea. De vor fi roșii ca purpură, se vor face ca lână, zice Domnul. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării, zice Domnul. Mărire lui! De veți voi, de veți veni la mine, dacă veți asculta de mine, zice Domnul, prin cuvântul sfânt, veți mânca cele mai bune roade ale țării, zice Domnul. Asta înseamnă că El te va binecuvânta, asta înseamnă că El te va ocroti, asta înseamnă că El te va proteja, asta înseamnă că Domnul va fi cu tine în toate lucrurile. Slăvit să fie numele Domnului. Mă împic că unul dintre telefoane s-a întrerupt. Să vedem un pic, poate reia din nou cursul. Așteptați dumneavoastră un pic. Uite, vedeți? Să vedem dacă să refacem. Aș putea să vorbesc în continuare, dar să audă și ceilalți care sunt pe aceasta. Dar totuși, poate se mai reface, poate nu, Dumnezeu știe. Dar de nu veți voi. Acum să refaci. S-a refăcut. Dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți. De ce? Căci gura Domnului a vorbit. Deci Dumnezeu ne cheamă înaintea sa să ne judecăm, să ne mărturisim păcatele înaintea sa, să ne căim, să ne pocăim, că dacă vom asculta, vom mânca cele mai bune roade ale țării, spunea Dumnezeu lui Israel. Din nou, telefonul acesta se întrerupe din cauza internetului, spune, slab la internet. Din nou s-a întrerupt. Să mai aștept chiar un pic, poate să refaci. În fine, să mă uit acum peste mesajele pe care le-ați dat. Îmi pare rău că telefonul acesta s-a oprit așa, deci a apărut roșu ăla. Pace sfântă, fratele meu scump. Pace, Domnul să te binecuvinteze, Florin. Mă bucur că din nou ești împreună cu mine în acest live. Dumnezeu Atotputernicul să te binecuvinteze. Pace, frate, roagă-te și pentru mine. Dumnezeu să te binecuvinteze mondialul. Dumnezeu să te binecuvinteze. Uitați, îmi pare rău că cei care sunt pe acest telefon, vă dați seama că ar vrea în continuare să audă. Dar, na, se mai întâmplă. Pare rău. Acum s-a refăcut din nou, sper să nu se mai oprească. Dă semnale că se oprește, acum să vedem. Așa, amin, aleluia, Domnului Iisus Hristos. Vino Iisuse mai repede și ia-ți credincioșii tăi mireasă. Da, frumos, frumos a spus Dragoș, vino Iisuse mai repede și ia-ți credincioșii tăi mireasă. Dacă în această zi Domnul ar veni, din nou s-a oprit în partea asta, dacă în această zi Domnul ar veni după cum noi cerem, și este foarte bine că cerem, că Biblia spune că Duhul și mireasa zice vino și cine aude să zică vino. Dacă Domnul ar veni în această zi și și-ar lua ce este a lui biserica, vreau să vă spun că rămâne o mulțime de oameni din lumea cea mare pe pământ. O mulțime de oameni rămâne pe pământul acesta blestemat, care este plin de păcat. Și nu așa de mulți oameni de pe pământul acesta ar fi răpiți la cer. Față la numărul
mare de oameni care este pe fața pământului. Nu este un număr așa de mare care vor fi răpiți la cer. Cei mai mulți vor rămâne jos. Cei mai mulți vor apuca zilele lui Anticrist. Cei mai mulți care vor fi în viață vor fi loviți de plăgile care sunt scrise în cartea Apocalipsa, cei care vor rămâne jos și nu vor avea parte cu Hristos. Dar, dragul meu, dacă auzi chemarea lui Dumnezeu, dacă auzi că Hristos te cheamă, dacă auzi că îți face chemare prin cuvânt și te cheamă la pocăință, sau dacă ești pocăit, te cheamă la pregătire, la sfințenie, nu mai sta indiferent și nepăsător și întoarce-te, pentru că ziua răpirii se poate întâmpla în orice moment, la clipeala de ochi, dintr-o dată trâmbița să sune și credincioși adevărați să fie transformați și morții să învieze și dintr-o dată să fie ridicați la cer. Hristos va veni să-și ia biserica. Pentru aceasta Hristos, în urmă cu 2000 și ceva de ani, ne-a învățat și ne-a zis: voi fiți gata, voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care voi nu-l știți și în ceasul în care voi nu vă așteptați. Fiți gata! Asta înseamnă fiți mereu pregătiți, fiți mereu veghetori, fiți mereu pocăiți, fiți mereu în așteptarea Regelui, pentru că atunci când El va veni, să nu fii dat de rușine. Vreau să vă spun că Regele vine. De mai multe ori Domnul mi-a arătat evenimentul răpirii bisericii la cer. Dumnezeu mi-a arătat locul acesta ca să spun omenirii pe calea aceasta sau pe alte căi că Hristos din Nazaret, Cel care a trăit în lumea noastră în urmă cu 2000 și ceva de ani, Cel care s-a dus la Tatăl, în curând are să se întoarcă și să-și ia biserica sa. Și că ferice de cei care iau în seamă cuvântul lui, se căiesc, se pocăiesc, se pregătesc și o viață de sfințenie ei trăiesc. Ferice de cei care sunt gata în ziua când Hristos se va întoarce să-și ia biserica la cer. Hristos mi-a arătat, l-am văzut cu oștirea venind din cer, am văzut cum a ridicat biserica la cer, am văzut pe cei care erau ridicați la cer îmbrăcați în haine albe. Dragii mei, să vă spun ceva, poate că unii dintre voi nu știți, poate că alții știți. Vreau să vă spun că Domnul, cu mai mult timp în urmă, pe când aveam doar un singur copil, eu m-am căsătorit la vârsta de 21 și jumătate. Apoi mi s-a născut, după un an aproximativ, un copil. Și Dumnezeu, după ce s-a născut copilul acesta, Dumnezeu a vrut să mă duc acasă, la cele veșnice. Vă dați seama, eram tânăr, aveam vreo 22 de ani și ceva. Dumnezeu a vrut să mă duc acasă, în locurile cerești. Și am văzut într-o noapte un înger al Domnului care a venit și m-a ridicat până în văzduh și l-am văzut pe Domnul. L-am văzut pe Domnul în aer, în văzduh. Eram îmbrăcat în haine albe, mi-am îndreptat ochii spre cer și am zis: acum mă duc acasă, mă duc în cer spre Tatăl meu, adică spre locul de sus, unde va fi și este pentru totdeauna Regele Iisus. Aveam o bucurie imensă. Eram îmbrăcat într-o haină lungă până jos și albă. Dar în clipele acelea m-am uitat în jos. Și uitându-mă în jos, am văzut pe băiatul meu că se uita spre mine cu o față plângătoare și mi s-a făcut milă de el. Și am zis: Doamne, lasă-mă să cobor din nou jos, să mă duc să fiu din nou tată pentru fiul meu, ca el să nu crească fără mine, fără tată și să nu fie orfan. Și Domnul mi-a zis: du-te,
și m-a lăsat din nou jos ca să fiu tată pentru copilul meu care se uita spre mine cu o față plângătoare, care dorea sau ca să mă întorc spre el și deși nu era așa de mare. Și Domnul m-a lăsat. Apoi, după un timp de vreo câteva ori, alt înger al Domnului a venit și mi-a spus că trebuie să plec. A venit ca să mă ia. Și de fiecare dată am spus Domnului să mă lase pentru copiii mei, să nu rămâne orfan, să nu rămână fără tată. Și de fiecare dată îngerii Domnului m-au lăsat să rămân pentru copii pentru că i-am rugat. Deși aș fi vrut să plec în lumea de dincolo pentru că este mult mai frumos și mult mai bine ca să fii cu Hristos. Dar vreau să vă spun că astăzi trăiesc prin mila celui atotputernic. Deci de tânăr eu puteam să fiu în mormânt. Pentru că Domnul a vrut să mă duc acasă. De ce a ales el așa? De ce a vrut el să mă duc așa de vreme? Nu știu. Dar el mi-a ascultat rugăciunea. El mi-a ascultat dorința și m-a lăsat să rămân în continuare tată pentru copilul meu și soț pentru soția mea. Și vreau să vă spun că pe scurgerea vremii, scurgerea timpului, Domnul mi-a arătat de mai multe ori și lauda să fie lui. Cu privire la răpirea bisericii. Frați și surori, Hristos este foarte aproape. Ferice de omul care se căiește, se pregătește și se pocăiește. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Îmi pare rău că din nou s-a întrerupt telefonul. Ba aș dă drumul, ba să repornește. Îmi pare rău. Avem nevoie de tine, Doamne. Amin. Amin, Lăutărescu. Domnul să vă dea pace de plină. Amin. Mulțumesc. Domnul să-ți asculte dorința inimii și rugăciunea ta și Domnul să-mi dea această pace de plină în numele lui Hristos, căci așa a spus Hristos, vă dau pacea mea, dar nu vă dau cum vă dă lumea. Să nu vi se întristeze inima, da? Vă dau pacea mea. Frați și surori, cei din partea stângă, iară s-au oprit. Ba repornește, ba, probabil din pricina la internet, îmi pare foarte rău. Acum mă apropii de încheiere, îmi pare foarte rău din pricina la aceștia. Vă dați seama că au fost un număr de frați și pe telefonul acesta, ba se reface, ba iar se închide, înseamnă că vrea să se oprească, n-are semnal bun. Dragii mei, voi cei care sunteți pe celălalt telefon, cei care sunteți cu mine, nu uitați cuvintele pe care le-ați auzit și nu fiți la fel de răi și să nu fim la fel de răi ca poporul Israel, care l-a supărat pe Domnul, care l-a mâniat pe Domnul prin ascultarea lor. Să nu ne lăsăm duși în rătăcire de inima noastră. Biblia spune că inima este nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și cer renunchii ca să răsplătesc fiecăruia după faptele lor, zice Domnul. Să nu ne lăsăm înșelați de inimă. Să zicem, păi mie inima nu spune așa, inima mea îmi spune altfel. Să nu ne lăsăm înșelați de inimă. Să vedem ce ne învață Scriptura, că Biblia ne spune că va veni vremea când oamenii nu vor suporta să audă învățături sănătoase și își vor da învățători după poftele lor. Îi va gâdăla urechile să audă lucruri plăcute, își vor întoarce urechea de la adevăr, se vor îndrepta spre lucruri închipuite și istorisite, zice apostolul Pavel lui Timotei. Dar tu filtrează, rabdă suferințele, fă slujba un evanghelist, spunea apostolul Pavel. De aceea, dragi frați și surori, doresc ca mesajul acesta pe care l-am transmis și îmi pare rău că telefonul celălalt de atâtea ori se blochează, doresc ca prin mesajul acesta Dumnezeu să ne vorbească. Să nu uităm că Domnul ne cheamă să ne judecăm. Să ne cheamă să ne judecăm și dacă vor fi păcatele noastre, cât nisipul mării, toate vor fi iertate și toate vor fi șterse. Dragul meu, cel care ești pocăit,
și ai căzut de la pocăință și te-ai dus în lume, crezând că așa o să-ți fie mai bine. Dragul meu, vreau să-mi spun că în lume este doar păcat, că în lume oamenii zac în cel rău. Vreau să spun că stăpânitorul acestei lumi este Satana. Vreau să spun că tu n-ai cum să fii fericit în lume, pentru că în lume este doar lucru stricăcioas. Este alcool, este droguri, este tutun, sunt blesteme, înjurături, cluburi de noapte, prostituate, multă destrăbălare. Tu n-ai cum să fii fericit în lume fără Hristos, dragul meu. Poate zici, dacă mă întorc acum la Hristos, mă primește Hristos, pentru că eu am fost cu Hristos, dar cel rău m-a înșelat, am căzut în păcat, m-am dus în lume și acum am ajuns sclav păcatului și sclav celui rău. Dragul meu, din pricina cuvântului care stă scris în Cartea Evrei, capitolul 6 și capitolul 10, tu n-ai mai avea nicio șansă. N-ai mai avea nicio șansă, pentru că tu ai cunoscut cuvântul lui Dumnezeu și de bună voie ai acceptat să te duci în lume. Ai acceptat de bună voie să alegi să păcătuiești. Ai acceptat de bună voie să întorci spatele lui Hristos. Dar, dragul meu, totuși, încearcă și du-te pe genunchi în cămăruța ta și pune-te pe genunchi înaintea celui prea înalt și recunoaște-ți păcatul și spune Domnului că ai păcătuit și că îți pare rău și că vrei ca din nou să fie stăpânul tău. Spune Domnului că regrezi toate păcatele ce le-ai făcut și spune numele la păcatele tale. Doamne, am mințit. Doamne, am înșelat atâția oameni. Doamne, am și curvit, Doamne. M-am dus cu atâtea femei sau bărbați. Doamne, am înjurat și am îmblestemat. Doamne, am făcut multe prostii. Îmi pare rău. Am băut alcool. Am băgat tutun în mine. Doamne, chiar m-am drogat. Am făcut multe păcate. Chiar te-am și înjurat sau te-am blestemat. Îmi pare rău, Doamne, și regret păcatul meu. Mă căiesc, mă pocăiesc. Doamne, iartă-mă, primește-mă. Și dacă vii cu sinceritate înaintea celui prea înalt, și dacă simți că Dumnezeu îți pune mâna pe cap și simți prezența lui Dumnezeu, dragul meu, te încurajez să te duci în continuare înaintea lui Dumnezeu, să te ridici în capul oaselor tale și să crezi că Dumnezeu îți mai dă o șansă să te întorci la El, să ajungi în țara cea sfântă, în țara promisă. Dacă simți din nou prezența lui Dumnezeu, dacă simți eliberare, dacă simți din nou putere, dacă simți că Dumnezeu te ascultă, dragul meu, fă pași înainte spre Dumnezeu, ridică-te în capul oaselor și spune nu la orice păcat. Și zi de acum încolo, Doamne, eu nu mai vreau să fac ceea ce am făcut. Regret, îmi pare rău, mă căiesc, mă pocăiesc, regret. Și mă întorc din nou la tine și vreau să trăiesc pentru tine, Stăpâne. Și Domnul te va primi, Domnul te va binecuvânta, Domnul din nou va șterge toate păcatele tale, dacă e sincer. Dar dacă te rogi și nu mai simți nimic din partea lui Dumnezeu și simți că ești un lepădat, și simți că rugăciunea ta nu mai ajunge până la cer, la cel prea înalt, din pricina la ceea ce scrie în Cartea Evrei, capitolul 6 și capitolul 10, pentru că tu ai cunoscut, iată ce spune, hai să vă amintesc pe scurt, Biblia spune la Evrei, capitolul 10, cu versetul 27, hai să încep cu versetul 26, căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Îți dai seama, după spusele acestor cuvinte, dacă tu ai ales să păcătuiești cu voia, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcatele tale, spune apostolul Pavel, mânat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aceste cuvinte au fost rostite de un om care Biblia îl numește un om
plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar așteptarea înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care îi va mistui pe cei răzvârtiți, zice cuvântul Domnului. E îngrozitor. Dragul meu, după aceste cuvinte, tu nu mai ai nicio șansă. Tu nu mai ești în planul lui Dumnezeu după cuvintele acestea. Dar nu vreau să te descurajez. Încearcă, du-te înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă nu mai ai iertare, toată vina este doar a ta. Că n-ai rămas în ascultare. Că n-ai rămas pe cale, că ți-ai întors spatele lui Hristos și Dumnezeu și ai ales să cauți plăcere în lumea aceasta, zicând că nu-ți mai place cu Hristos, că nu-ți mai place cu Biblia, că nu-ți mai place rugăciunea, că nu-ți mai place adunarea, cu alte cuvinte, că nu mai vrei să mergi în cer. Dragul meu, dacă Dumnezeu nu te mai iartă și nu mai găsește plăcere în tine, e doar din vina ta. E doar din vina ta că ai ales să-L superi pe Dumnezeul cel atotputernic. Căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar așteptarea înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvârtiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia 2 sau 3 martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va bajocori pe Duhul Harului. Vă dați seama? E înspăimântător. E îngrozitor. Cine păcătuiește cu voia, cine alege din nou să meargă lumea și să săvârșească răul, Biblia spune că va primi o pedeapsă aspră. Pentru că el calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și el pângărește sângele legământului cu care a fost sfințit și bajocorește pe Duhul Harului. Îți dai seama? Dragii mei, voi cei care sunteți încă pe calea pocăinței, voi cei care nu v-ați lepădat de Hristos, voi care mai sunteți în casa lui Dumnezeu, care mai sunteți cu Dumnezeu, nu uitați ce ați auzit cu urechile voastre. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcat, ci doar așteptarea înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe toți cei răzvârtiți, zice Domnul. Alege să nu mai păcătuiești, pentru că s-ar putea să cazi sub judecata lui Dumnezeu, sub pedeapsa celui atotputernic. Și Biblia spune că cei care păcătuiesc cu voia sunt pedepsiți de Dumnezeu și așteaptă, zice, și doar așteptarea înfricoșată, așteaptă o judecată înfricoșată și văpaia unui foc care va mistui pe cei care sunt răzvârtiți. Deci toți acei care aleg să păcătuiască cu voia înaintea lui Dumnezeu sunt numiți răzvârtiți. Tu știi că n-ai voie să minți. Și din când în când tu minți. De ce minți? Păcat cu voie. Tu știi că n-ai voie să furi și din când în când tu furi. De ce furi? Păcat cu voie. Tu știi că n-ai voie să vorbești de rău, să clevetești, să bârfești, să judești pe semenul tău, pe aproapele tău și totuși o faci. De ce o faci? Păcat cu voie. Tu știi că n-ai voie să intri pe internet, să te uiți la lucruri murdare și necurate, care te poate întina, care te pot murdări și totuși le faci. De ce faci? Tu știi că n-ai voie să murmuri, să cârtești, tu știi că n-ai voie să blestemi, să înjuri și totuși faci. De ce faci? Păcate cu voie. Tu știi că n-ai voie să curvești și să prea curvești și totuși curvești sau prea curvești. De ce faci? Păcat cu voie. Tu știi că n-ai voie să trăiești în concubinaj pentru că înaintea lui Dumnezeu este păcat și totuși trăiești în concubinaj. De ce faci?
Acesta este un păcat cu voie. Tu știi că n-ai voie să faci avort pentru că este păcat, Dumnezeu condamnă și din pricina aceasta tu o să ajungi în iad și totuși alegi să faci avort. De ce faci? Păcat cu voie. Tu știi că n-ai voie să-ți lași soțul sau soția afară de pricină de curvie și totuși alegi să te desparți de soțul sau soția ta. De ce faci? Păcat cu voie. Tu știi că e păcat să iei pe cineva care este lăsat de bărbat sau de soție și totuși tu faci. De ce faci? Păcat cu voie. Hristos a spus și oricine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește și prea curvarii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și totuși tu faci. De ce faci? Dragule, multe sunt păcatele. Și diavolul prin toate acestea vrea să ne ține legați, vrea să ne stoarcă de putere, vrea să ne despartă de Dumnezeu, vrea să ne întunece mintea și inima și să ne împietrească inima, să ne facă să nu mai credem în Dumnezeu și să ne facă să ne îndoim de dragostea celui atotputernic. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcat, ci doar așteptarea înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvârtiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia 2 sau 3 martori. Cu cât mai aspră pedeapsă va lua, cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va bajocori pe Duhul Arului. Frați creștini, care încă mai sunteți pe calea Domnului, luați aminte la aceste învățături scrise în Scriptură. Iată ce zice și la capitolul 6, deci la capitolul 10, e foarte înfricoșător. E foarte înfricoșător. Iată ce spune și la capitolul 6. Că cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie bajocorit. Deci, din spusele acestor două capitole, Evrei și capitolul 6 și 10, pentru cei care au căzut și s-au dus în lume, n-ar mai fi nicio șansă. Și pentru cei care încă n-au căzut și mai sunt în adunare și totuși aleg să trăiască în păcat. Să nu crezi că dacă ești în biserică, îți poți permite păcatul, că nu ești în lume, ești în biserică și Domnul te iartă că se întâmplă să mai cădem, zice noi oamenii. Să nu crezi că te poți juca cu păcatul dacă ești în biserică. Păcatele cu voia, ne spune în Numeri, ulesc pe Domnul. Îl calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și bajocoresc pe Duhul Arului. Că cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul cel bun și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, e cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie bajocorit. De aceea am spus că pentru cei care au căzut și sunt în lume n-ar mai fi nicio șansă. Dar totuși zic să încerci, să nu se lasă bătut, să se ducă înaintea lui Dumnezeu, să-i ceară iertare, că poate Domnul să îndură. Și din nou se poate întoarce la Dumnezeu cel atotputernic. Înțelegeți? E îngrozitor. E îngrozitor. Îți dai seama?
Să păcătuiești conștient cu voie și Domnul să zică prin cuvânt că este cu neputință să fie aduși din nou la pocăință, pentru că ei îl răstignesc din nou prin păcatele făcute cu voie pe Fiul lui Dumnezeu și bajocoresc pe Duhul Harului și că îi așteaptă judecata înfricoșată lui Dumnezeu și văpaia unui foc care îi mistuie pe cei răzvrătiți. Dragii mei, aceste cuvinte sunt scrise în Cartea Sfântă numită Biblia. Trebuie să luăm seama, trebuie să învățăm, trebuie să trăim în așa fel încât să nu-L supărăm pe Dumnezeu. Vreau să vă spun că eu am 10 copii. După cum bine știți, o parte dintre voi sunt tată la 10 copii. Am 5 băieți și am 5 fete. Cel mai mare este de 26 de ani, apoi urmează de 25 și așa urmează până la unul de 6 ani, aproximativ, care este băiat. Vreau să vă spun că nu întotdeauna copiii mei fac pe placul meu și nu întotdeauna copiii mă ascultă, da? Așa cum nici noi întotdeauna ne ascultăm pe Domnul și nu facem pe placul Lui. Și vreau să vă spun că atunci când copiii mei nu ascultă, atunci când eu le cer ceva ca tată, pentru că sunt responsabil față de ei și sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu pentru ei, atunci când ei nu mă ascultă, mă întristez. Duhul meu se mâgnește că nu vrea ca să ia sfatul pe care îl dau ca tată. De ce? Pentru că el crede că e bine așa cum face, el crede că ceea ce spune e bine sau ceea ce face e bine și eu văd că nu e bine și văd că merge pe o cale greșită și totuși nu ia seama. Și mă întristez sau mă supăr pentru că văd că nu ascult. Gândiți-vă și voi cum se întristează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu sau Dumnezeu însuși când nu-L ascultăm. Vreau să vă spun că eu sufăr enorm de mult când nu mă ascultă copiii mei. Gândiți-vă cum se întristează Duhul lui Dumnezeu, că Biblia spune să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Să nu-L întristați! Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se poate întrista și se poate stinge. În altă parte spune să nu stingeți Duhul! Să nu stingeți Duhul, să nu disprețuiți prorociile și cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Nu întristați pe Duhul Sfânt și nu stingeți Duhul. Dragii mei, cum se poate întrista și cum se poate stinge Duhul din viața noastră? În primul rând, păcatul îl poate întrista pe Duhul Sfânt, indiferent care este numele păcatului, că e minciună, că e mânie, că e ură, că e bârfă, că e clevetire, că e vorbirea de rău. Dumnezeu nu vrea să vorbim de rău pe nimeni. Și noi adeseori găsim plăcere în a vorbi de rău. Întrebarea se pune pentru mine și pentru tine, găsești la fel plăcere în a vorbi de bine pe cineva? Așa cum vorbești de rău? Când a fost ultima dată când ai vorbit pe cineva de bine în fața altui persoane? Când a fost? Probabil că nu mai știi și ai uitat. De ce? Pentru că nu ești obișnuit să vorbești de bine. Dar când a fost ultima dată când ai vorbit pe cineva de rău? Probabil că a fost chiar în ziua de astăzi. De ce? Pentru că ești obișnuit cu vorbitul de rău. Dragul meu, vorbirea de rău înaintea lui Dumnezeu nu este bine, nu e plăcută. Dumnezeu nu găsește plăcerea în omul vorbitor de rău. Pentru că a vorbi pe cineva de rău înseamnă a-l ponegri, înseamnă a-l păta, a-l murdări, înseamnă că pe omul acela tu-l pui în ceva întunecos, îl pui... Cum să spun, undeva unde oamenii îl împroașcă, l-am auzit pe cutare, l-am văzut pe cutare, așa cum am văzut și pe internet, că sunt frați pocăiți care în loc să-L predice pe Hristos, vorbesc de rău în public despre Gheorghe, despre Ion, despre Costică și spun lucruri rele la adresa lor, fără ca ei să-și dea seama că fac o slujbă pentru Satana. Dragii mei,
cei care intrați live și predicați cuvântul, noi când intrăm aici, noi nu intrăm aici să ne certăm, să vorbim de rău, să clevetim, să împroșcăm cu noroi. Noi suntem aici să vorbim cuvântul lui Dumnezeu pentru cei ce nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Suntem aici să predicăm Evanghelia ca cei care nu cunosc Evanghelia să audă Evanghelia și în urma Evangheliei să vină la Hristos. Hristos a murit pentru toți cei păcătoși. Noi nu suntem aici să ne certăm prin internet, să spunem despre Gheorghe și Ion că e așa și apoi oamenii să-l uiduiască, să zică, da, e încăpățânat, e așa, așa, așa. Oamenii să-l bârfească. Domnul să ne ajute să ne pocăim și să trăim în sfințenie. Acum la încheiere, te sfătuiesc, fratele meu și sora mea, nu uita cuvintele pe care le-ai auzit în fiecare zi și în fiecare clipă a vieții tale. Teme-te de Dumnezeu și întotdeauna tu și eu să ne abatem de la rău. Să nu alegem să păcătuim. Satana va veni tot mereu să te ispitească ca să te facă să păcătuiești. Adu-ți aminte de cuvintele Mântuitorului când a spus: dacă ochiul tău te face să păcătuiești, scoate-l și leapădă-l de la tine, căci este spre folosul tău și e mai bine pentru tine să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în focul veșnic. Fă curățenie în calculatorul tău, fă curățenie în telefonul tău, fă curățenie în tot ce ai tu, în tot ce te face pe tine să păcătuiești, decât să scoți ochiul, mai bine scoate din telefon programele care te fac să păcătuiești. Vreau să vă spun că câteva zile în urmă și eu am făcut curățenie în telefoanele mele. Am mai multe telefoane pentru că intru live cu ele, am făcut curățenie în ele. Vreau să vă spun că cu mult timp în urmă mi-am instalat și eu pe telefonul meu, auzind de la alții, Instagram, programul Instagram. Acolo Instagram am intrat și eu și dădeam mesaje la oameni de mai multe rase. Și am încărcat videoclipuri. Dar vreau să vă spun că acolo pe Instagram, când intri pe pagina aia, apare foarte multe poze cu femei mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate. Pentru că pe Instagram foarte mulți oameni câștigă bani. Și din pricina că foarte mulți oameni câștigă bani prin pozele pe care le fac, foarte multe femei, fete și femei, nu mai țin cont de ce spune oamenii, de rușine oamenilor. Să dezbracă, fac poze cât mai de ochiate, banul să vină. Așa. Și sunt acolo femei care sunt mai mult goale decât îmbrăcate. Și voi știți cum sunt bărbații, uitându-se la trupul lor, le vine să le poftească, că doar suntem oameni, nu? Și David, când s-a uitat la Batșeba, era omul lui Dumnezeu și era profet, a poftit-o pe Batșeba, a chemat-o, s-a culcat cu ea și a lăsat-o și însărcinată. Dar a și plătit pentru păcatul lui înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că am văzut că nu este bine, am șters de câteva zile, am șters din telefonul meu. Am avut vreo trei pagini de Instagram ca să am încărcat videoclipuri de ale mele așa cum fac și pe Facebook, ca oamenii să le vadă, cei care nu cunosc pe Hristos, să vină la Hristos. Le-am lăsat pe Instagram, dar eu mi-am șters Instagramul din telefon ca să nu mai intru acolo. Le-am lăsat acolo că cei care mai intră și are contact cu videoclipurile mele să le vadă. Dar eu altele nu mai încarc și acolo nu mai intru. De ce? Pentru că nu vreau să-mi întinez mintea sau ochii cu femeile care n-au pic de rușine, de străbălate. Apoi, am mai avut un alt program în care foarte mulți oameni intră live, din toată lumea. Am intrat și pe pagina aceasta de programul acesta, am încărcat o grămadă de videoclipuri, am încărcat foarte multe videoclipuri, am dat mesaje și mai în toate limbile, așa, la oameni,
Dar și acolo femeile fac live și bărbații și tot așa pentru bani unii. Și mi-am dat seama că nu-i bine ca eu să mai intru live să văd pe unele femei care vreau să le dau mesaje că dansează. Deși nu stăteam să le văd cum dansează, în fine să face altceva, dar mi-am dat seama că nu e bine ca eu să particip la așa ceva. Am șters și acele programe din telefonul meu, am lăsat videoclipurile și pagina să funcționeze în continuare. Cei care se întâlnesc cu ele, poate că în urma vizionării videoclipurile acelea, poate că Dumnezeu face să se nască credință în inima lor și să vină la credința în Hristos și Dumnezeu. Dar eu, de pe telefonul meu, am șters acel program sau acele programe și nu mai vreau să intru pe ele. Și ceea ce am crezut eu că nu-i bine, le-am șters, deși am intrat cu gânduri bune, ca să dau mesaje din Scriptură, să vorbesc cu oamenilor despre împărăția cerurilor. Dar dacă am văzut că acolo apar și lucruri care poate să fie ispititoare, mai bine am ales, decât să-mi scot ochiul, am ales să curățesc telefonul. Dragul meu, te sfătuiesc la fel și pe tine. Decât să-ți scoți ochiul, să stai piciorul și mâna, mai bine fă ce te îndemn. Curățește-ți calculatorul de tot ce știi că te face să păcătuiești. Curățește-ți telefonul și tableta la fel. Adu-ți aminte de ce și-a spus Hristos, că de nu să știi că se va întâmpla cu tine sau cu mine sau cu noi toți. Întocmai cum a zis Hristos, vei fi luat din pricina că păcătuiești cu ochii, cu mâna, cu piciorul și vei fi aruncat în iasul de foc, unde va fi plânsul și scâșnirea dinților. Dar dacă nu vrei să ajungi acolo și dacă vrei să mai mâna, piciorul și ochiul, mai bine renunță la lucrurile care te fac să păcătuiești. Și astfel vei fi plăcut înaintea lui Dumnezeu. Că lumea în care trăim este foarte, foarte stricată. În lumea în care trăim se face atât de multe păcate, în lumea în care trăim e atâta răutate, atâta duritate. Ați văzut și voi pe Facebook cum se bat băieții între ei și cum îi bat unii pe alții și fetele se bat între ele. Se mușcă unul pe altul, se încaieră unul pe altul, nu se mai poate suporta, exact cum spune și în Apocalipsa, că i s-a dat să ia pacea de pe pământ și oamenii să se ucidă unul pe celălalt. De aceea vă sfătuiesc, renunțați la păcat și Dumnezeu cel preanalt să vă binecuvinteze. Acum, ia să mă uit dacă mai sunt mesaje. Mai sunt? Dumnezeu să vă binecuvinteze casele, familiile, viața. Și doresc să ne întâlnim în patria de sus. Nu uitați cuvântul din această zi. Fiți binecuvântați de Domnul în numele lui Iisus Hristos. Amin. Să aveți o zi bună. Domnul să fie cu voi.